Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Ne propune un documentar cu titlu Multiplu, misterioasele ploi cu animale, plăcile lui Moise, alternative teoretice ufologice. S-a întâmplat la Brignoles. În anul 1977, micuța localitate franceză Brignoles intra definitiv în istorie, dar nu în urma unei fapte eroico-militare, ci din cauza unei ploi. E drept, nu o ploaie obișnuită, ci una în care picăturile de apă au fost înlocuite cu broaște. Era o zi norată, părea că se apropie o furtună, apoi a început să plouă, dar pe lângă picăturile de ploaie au început să se audă și niște zgomote înfundate. Broaște râioase cădeau pe pământ, unele pe burtă, altele pe spate, zvârcolindu-se. Totul se umplea de broaște, zeci de mii de broaște. Broaștele cădeau din cer și nu era un scenariu apocaliptic science fiction, și nici de pe vremea lui Iosif sau Moise, era Brignoles, localitate franceză a anului 1977. Deși nu a fost atestată științific, ploaia cu broaște a fost înregistrată prima oară prin anii 77 înainte de Hristos, iar cele mai recente episoade au avut loc la Bramley în Anglia și Vukici, Serbia și Londra. Această anomalie nu s-a rezumat de-a lungul timpului doar la broaște, fiind înregistrate ploi și cu salamandre, pești, midi, vierni, șopârle și diferite organe sau membre ale acestor animale. De ce plouă cu animale? Dar cum e posibil ca o cantitate atât de mare din aceste animale să cadă din cer în regiune unde acestea nu sunt întâlnite? Bineînțeles că nu putem crede varianta religioasă a pedepsei divine, nu mai suntem atât de naivi să credem că ne-a pedepsit Dumnezeu. Ce s-a putut observa? Uneori animalele supraviețuiesc acestor căderi, în special peștii. În plus, există mulți martori care au declarat că după ploaie, broaștele care au supraviețuit și au continuat existența, comportându-se absolut normal, deși nu se mai aflau în habitatul lor original. De-a lungul timpului, cei mai mulți oameni au asociat ploaia cu broaște cu fenomenele meteobizare. André-Marie Ampère, un celebru fizician francez, a propus la începutul secolului al XIX-lea o ipoteză destul de veridică. El a declarat pentru Societatea de Științe Naturale că batracienii, animale care sunt foarte des întâlnite prin zonele vecine, ar fi fost ridicate de vârtejuri de vânt violente și transportate pe distanțe mari. Acest lucru ar explica de ce aceste animale sunt de obicei exemplare mai mici, care cântăresc mai puțin. De la Ampère încoace, mai toate ploile cu animalele au fost explicate simplu prin teoria vârtejilor sau a tornadelor. Astfel, tornadele care trec pe deasupra apelor și mlaștinile pot ridica în centrul lor diferite obiecte și le pot căra pe distanțe foarte mari dacă sunt foarte puternice. Și nu e de mirare că ar putea tornadele să transporte animale mici dacă uneori aceste uriașe vârtejuri pot ridica chiar case sau mașini. Ploile cu animale, dar și ploile cu sânge au jucat și încă joacă un rol central în scrierile science fiction. Sau în filmele de același gen, autorii scenariilor venind de fiecare dată cu diferite soluții, de la pedepse divine, la vârtejuri și chiar la acțiuni extraterestre. Ultima oră, broaștele au aterizat în Ungaria. Oamenii din Rákóczi-Falva au fost surprinși pe stradă de o vijelie și s-au trezit că din cer se le vărsau nu doar tone de apă, ci și o grămadă de broscuțe. Cum lângă localitatea maghiară se afla o mlaștină, o întreagă generație de broscuțe a fost probabil spulberată de furia naturii. Localnicii, cu frică de Dumnezeu, și-au amintit însă de una din urgiile biblice despre care pomenește Vechiul Testament. Uneori plouă și cu prepelițe. Deși poate fi un fenomen nenatural, e ceva care s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Nu numai că a plouat cu broaște din cer, dar s-a întâmplat și cu alte ființe vii, precum diferite specii de pești sau păsări. Aceste fenomene au fost înregistrate de-a lungul istoriei și avem unele mai recente, cum ar fi ceea ce s-a întâmplat în anul 2011 în Statele Unite, în care diferite specii de păsări decedate au căzut din cer. Cel mai celebru fenomen s-a înregistrat în Statele Unite în anul 1880, atunci când din cer a plouat masiv cu prepelițe. Cea mai recentă înregistrare a unei ploi cu animale s-a întâmplat în Florida când a plouat cu iguane înghețate în ianuarie 2018. Plăcile lui Moise. În trecut au încercat să dea explicații acestor fenomene într-un mod magic. E ca și cum ar fi ceva divin și aceste explicații ajung să fie destul de variate. De exemplu, când în Evul Mediu erau ploi de pești, se credea că acestea s-au născut din cer și când au trecut de etapa adultă, au căzut din cer către mare. Acest lucru a dus la ideea că există o mare între nori.
Majoritatea explicațiilor care au fost încercate să fie date acestor fenomene atât de ciudate tindeau să fie explicate cu elemente supranaturale sau de natură religioasă. Un exemplu în acest sens este că această ploaie de broaște apare în Biblie ca una din plăgile care au afectat Egiptul în timpul eliberării sclavilor evrei de către Moise. De asemenea, tot din Biblie aflăm că Iosif sau Iosua a primit ajutor de la divinitate, o ploaie torențială de broaște care l-a ajutat să câștige o bătălie. Dar nu numai în religia creștină apare fenomenul sau plaga ploii cu animale. E de fapt o temă destul de întâlnită în Egiptul antic, dar și în literatura sanscrită. Dacă ar fi să ne luăm după mitologie la egipteni, broasca o reprezenta pe zeița nașterii, pe Heket, adesea reprezentată cu capul acestui animal, amintind de fertilitatea deosebită a broaștei. Ea și soțul său, ei, Cnum, au creat ființele marine, ceea ce ar însemna că pentru aceștia broasca e primul animal ce a populat apa. Cei doi zei populau anumite regiuni, revărsând din cer diverse animale care cădeau vii și nevătămate pe pământ. În legendele românești avem prezența unei ființe fantastice, sorbul mărilor, care din când în când soarbe apa din Marea Neagră, pentru că dacă nu ar face acest lucru, apa ar tinde să inunde oamenii. Acest sorb, cel mai mare dintre toți, prezent în Marea Neagră, poate produce și stricăciuni. Atunci când este foarte sete, soarbe și apa râurilor, cu așa lăcomie încât soarbe și broaștele, care cad apoi pe pământ la oaltă cu ploaia. Atunci plouă cu broaște, când după o secetă mare vine și o ploaie multă și îndelungată. Alternative teoretice ufologice. Să recapitulăm câteva dintre explicațiile alternative pe care oamenii le-au dat acestor fenomene. Zeii și divinitatea. Zeii sunt cei care fac ca ploaia acestor animale să existe cu un anumit obiectiv. Zeii sunt cei care lansează aceste fenomene care ar putea fi interpretate atât ca o pedeapsă, cât și ca un dar. Dar cum zeii sunt nimic altceva decât astronauți antici, ploile sunt rezultatul unor acțiuni neterestre. OZN-uri. Se referă la intervenția ființelor extraterestre care au colectat cantități mari de animale ca balast în timpul călătoriilor lor și care le-au aruncat ulterior înainte de a părăsi planeta noastră. În plus, se spune că cad și pentru că au eliberat sarcina navelor lor și din acest motiv ar putea fi găsite fenomene legate de dușuri de carne și sânge. Teleportare. Aceasta e una dintre cele mai noi teorii ufologice. Conform acestei ipoteze, există și alte dimensiuni din care provin aceste animale și cad din cer prin anumite anomalii în spațiu-timp, strămutarea. Se presupune că forțe extraterestre au încercat să populeze planete aride cu floră și faună terestră, dar ceva nu a funcționat și anumite transporturi au eșuat și ceea ce trebuia transportat sau teleportat a căzut înapoi pe Terra, apărând astfel ploile de animale. Asta ar putea fi justificată că de fiecare dată nu s-a înregistrat decât o specie de animal sau floră care a căzut într-o ploaie. În mod normal, explicația cu tornadele are o hibă. Astfel, o tornadă nu face selecție, adună de toate la un loc, pe când aceste fenomene de ploaie nu au lucrat și nu lucrează decât cu un singur element. De exemplu, dacă plouă cu broaște, nu o să vezi și prepeliță sau iguană, iar dacă plouă cu morcov, nu o să cadă cartof sau verze. Să vedem ce spune Spencer în revista Review. În ciuda acestor explicații, chiar și azi există anumite necunoscute cu privire la această problemă care face ca mulți oameni să arate estetic cu aceste tipuri de explicații. Unul dintre motivele pentru care oamenii nu rămân cu aceste explicații este, în general, faptul că speciile de animale nu sunt de obicei amestecate, adică în fiecare ploaie de animale nu puteți observa decât căderea unei specii specifice. Nu e amestecat nici cu legume sau alge sau alte plante care sunt înrudite sau apropiate de locul în care au fost găsite aceste animale în momentul transportului lor. În unele ocazii s-a văzut că florile și alte plante înghețate sunt transportate din cauza scăderii temperaturii în altitudine. Cel mai normal este că atunci când un transport de animale are loc din cauza vântului puternic, acesta transportă și plante care erau în jur. O altă întrebare care îi face pe oameni să se îndoiască de acest tip de explicație este aceea că în momentul căderii acestor animale, unele pot deveni în stare perfectă. Acest lucru poate fi explicat în funcție de forța, timpul și înălțimea la care au fost transportate aceste animale. Din aceste motive, teoria ufologică capătă din ce în ce tot mai multe valențe, ce susțin totuși savanți. Ceea ce se întâmplă de fapt este că tornadele captează și transportă aceste animale pe distanțe mari. Sunt capabile să sugă în pâlnia vârtejului nu numai animale,
ci și alte obiecte cu o suprafață relativ mare și care pot usca, asana multe iazuri. Când intensitatea vântului care transportă aceste ființe mici scade, tot ceea ce este transportat cade în masă într-un anume fel. Nu toate aceste animale mici mor în timpul impactului. Majoritatea acestor fenomene ciudate sunt legate de pești și de broaște, deoarece sunt de dimensiuni mici și greutate redusă. În unele ocazii, aceste animale sunt deja complet înghețate în mici blocuri bune de gheață. Acest lucru se datorează faptului că, înainte de căderea lor din cer, erau concentrate într-un strat de apă a cărei temperatură era sub 0 grade. Totuși, aceste explicații au și multe dubii. Ploaia de câini și pisici. Vorbitorii de engleză au auzit cu siguranță expresia "It's raining cats and dogs", care în traducere mot a mot sună aparent caragios, plouă cu câini și pisici. Dar v-ați pus vreodată întrebarea de unde vine această expresie? A fost utilizată pentru prima dată în 1651 de poetul britanic Henry Vaughan și ar putea avea rădăcini în mitologia nordică, scandinavică sau superstițiile medievale. Cel puțin așa spun istoricii. De fapt, prima apariție în versiunea utilizată azi este aceea din paginile cărții lui Jonathan Swift, A Complete Collection of Polite and Ingenious Conversation, o colecție completă de conversații politicoase și ingenioase publicată în anul 1738. Și totuși, de ce englezii spun că plouă cu câini și pisici atunci când toarnă cu găleata? Iată câteva teorii. Odin, zeul suprem din mitologia nordică, este deseori însoțit de câini și lupi, considerați simboluri ale vântului. E cunoscut faptul că în vechi picturi germane vântul e zugrăvit sub forma personificată a unui cap de câine sau de lup din nările căruia răbufnesc vântoase necruțătoare. De asemenea, vrăjitoarele care în timpul furtunilor zburau pe cozi de mătură erau însoțite la rândul lor de pisici negre, acestea din urmă prevestind vreme rea și ploi abundente. Pe vremuri, casele erau acoperite cu snop de paie sau coceni, iar podul practic lipsea. În 1437, casele din Leicester au fost invadate de câini și pisici căzute odată cu o ploaie din cer. Paiele au amortizat căderea, astfel că micul comitat Leicester a avut mult de tras după invazia patrupedelor. După ambun de vânătoare, localitatea a scăpat de invadatori. De atunci a rămas obiceiul de a blestema un sat sau un ținut cu să-ți plouă cu câini și pisici. Atât de rele au fost urmările acelei ploi. Există și o cronică din secolul al XIII-lea. Câini, pisici și alte vietăți, precum cioareci și gândaci, au terorizat Sussex-ul. Interesant e că ținutul s-a trezit brusc după o noapte cu furtună invadat de zeci de mii de viețuitoare nedorite. Nimeni n-a putut explica cum de-au ajuns aceste animale într-o singură noapte în Sussex. Se prea poate că expresia britanică, plouă cu câini și pisici, să fi fost inspirată dintr-o realitate prozaică și sumbră a Londrei din secolul al XVII-lea. Caracterizată printr-o salubritate precară, ciuboaiele formate în urma ploilor torențiale care inundau străzile murdare, aduceau pe lângă gunoaie sau resturi menajere și leșuri de animale, printre care câini și pisici. Ploaia cu pești salvează un oraș sărac. La Union, Yoro, Honduras, sărăcia este peste tot. Locurile de muncă sunt puține, familiile trăiesc înghesuite în case din chirpici, mâncărurile sunt cel mai adesea făcute din porumbul și fasolea cultivate în regim propriu, dar din când în când se întâmplă ceva uimitor, ceea ce face ca locuitorii din La Union să se simtă special. Ce se întâmplă? Simplu. Peste oraș cade pește în fiecare an. Se întâmplă de regulă la sfârșitul primăverii și începutul verii. Și nu numai în condiții specifice, adică o ploaie torențială cu fulgere și tunete, o vreme atât de urâtă încât nimeni nu ar îndrăzni să meargă afară. Odată ce furtuna trece, sătenii iau găleți și coșuri și se îndreaptă spre drum și pășune, unde pământul i-a acoperit cu pești. Pentru unii locuitori e singura dată din an când au șansa să mănânce pește. E un miracol, spune Lucio Perez, în vârstă de 45 de ani, un fermier care locuiește în comunitatea La Union de 17 ani. Noi o vedem ca o binecuvântare de la Dumnezeu. Fenomenul se petrece în jurul orașului timp de mai multe generații, iar din când în când locația se schimbă. A început în cartierul La Union cu aproximativ un deceniu în urmă. Dar să vedem ce spun oamenii de știință. În anii 70, o echipă de oameni de știință de la National Geographic s-a deplasat în Yoro pentru a studia acest fenomen. Echipa nu a putut asista la ploaia în sine, dar au reușit să observe peștele pe pământ după o furtună. Ei au oferit cea mai plauzibilă explicație pentru fenomenul ciudat. Curios, echipa a observat că toți peștii erau complet orbi.
Oamenii de știință au emis ipoteza că peștii locuiesc în râuri subterane sau în peșteri subacvatice, unde lipsa expunerii la lumină i-a făcut orbi. I-au susținut că furtunile intense și inundațiile ulterioare ar fi forțat peștii subterani să iasă deasupra solului. Din păcate, nu există poze și filmări cu peștii căzând din cer, deoarece fenomenul se petrece în condiții de vreme foarte rea, dar nimeni nu poate contrazice realitatea. Cazul Ioro e unul destul de singular care a putut fi explicat corect din punct de vedere științific. Dar ce ne facem cu miile de cazuri înregistrate și care nu au nicio noimă științifică? Soluțiile sunt doar trei. Rămâne ca fiecare dintre dumneavoastră să o aleagă pe cea care îi convine. 1. Geneză biblică, intervenția divinității. 2. Fenomen meteo, tornade, vârtejuri. 3. Intervenție extraterestră, strămutări și teleportări voite sau eșuate. Extrem de interesant documentarul tău, George Hodorogea, drept pentru care îți mulțumim. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Dorindu-mă toate cele bune, vă spun ca de obicei, pe curând!